Capricile iubirii. Cam toți concurenții au discutat despre fostele relații, așa că era rândul Mirunei să afle despre trecutul lui Cosmin. Dar tu cum ai fost în fosta ta relație? Că ai zis că ai avut o singură relație serioasă, nu? Da. Și ai iubit? Maxim. Mult? Foarte mult. Și de ce v-ați despărțit? Ea era cu 9 luni, da, cu 9 luni mai mare, bine. Da, da, practic n-a fost diferență, așa. Ea pentru mine a fost prima fată, prima și la fel a fost și invers, înțelegi? Am iubit foarte mult, un an de zile, adică gândește-te că mergeam pe jos până la ea, nici orașul nu e foarte mare unde stau eu, și mergeam până la ea vreo 20 de minute, dus, 20 întors, dar era din plăcere mergem, știi? Adică câteodată mergeam și de 3 ori la ea. Și ne vedeam, ieșeam pe afară. La un moment dat, ea căuta altceva, știi, și... Adică? Păi, auzisem vorbea că... Nu știu, într-o seară, lasă, nu știu, stătea cu un tip, nu știu dacă s-a ocupat sau nu. După am aflat alte chestii cu alt tip, că s-ar fi pupat la o petrecere unde eu nu eram și... Am aflat ulterior, ea s-a scuzat, a zis că nu e adevărat și tra-la-la. Și s-au adunat, nu mai știu, 2-3 chestii de-astea. La un moment dat am găsit și niște mesaje în telefon, ei vorbea cu cea mai bună prietenă. Țin minte și acum, parcă văd mesajul la față. M-am cam săturat de Cosmin și vreau altceva. Nu mai știu dacă a zis mai mare sau mai matur sau pur și simplu da, vreau altceva. Da, cam așa se întâmplă. Atunci când ai o singură relație, oricum vrei să vezi cum ești cu altcineva. Nu mai știu, sunt greșit, cred că eram clasa 12 atunci. Eram într-o pauză și am văzut chestia aia și... De atunci cred că mi s-a luat așa, știi? Și de atunci n-ai mai fost cu nimeni? Ba da, mai avut relații scurte. Nu am găsit pe cineva care să-mi placă la maxim și să merite toată atenția. Pentru că atenția mea, nu știu, o consider eu prețioasă. Pentru că ofer toată atenția. Păi și atunci te-ai despărțit de ea sau ce ai făcut? De fata din prima relație? Păi i-am zis că am văzut acel mesaj și... Ce era să zică, că nu e așa? Am despărțit într-un mod frumos, adică eu am vrut să păstrez relații ok, cât de cât cu orice fată, adică nu cred că am vreo fostă relație să zic că ne-am despărțit într-un mod urât și numai dacă mă văd pe stradă cu fata respectivă să mă salut, dar nu ferești. Și n-ai suferit? Da, foarte mult. E, poate de-aia nici nu ai putut să te atașezi de altcineva, nu neapărat că nu merita, nu. Ci că nu erai tu. Foarte mult înseamnă, nu știu, maxim un an. Nu, e mult, știi? Da, dar știi, când suferi după cineva, cumva, fără să dai seama, nu lași loc să intre altcineva în sufletul da, tău. Da, rămâne așa, în subconștient, știi? Dar n-a fost așa. Pentru faptul că, ți-am zis, nu am mai simțit că se mai potrivea cineva cu mine, din ceea ce găseam, ce, nu. Acum nu te gândi că suntem să caut. Poate le găseai defecte tocmai pentru că tu cumva comparai cu ea. Nu era vorba de defecte, că nu mă cunoșteam cu cineva ca să-i caut defecte și calități și să fac așa niște comparații dacă se merită sau nu. Nu simțeam că pleacă nimic de aici, înțelegi? Adică, nu știu, ne vedeam, ieșeam, ne plimbam, nu. Nu prea îmi place să vorbesc așa despre foste relații. Adică dacă mă întreb ceva, îți răspund, dar mi-e ferește, dar nu am nimic de ascuns. Dar vreau să știu ce s-a întâmplat. Nu e ceva wow. Am avut povești din astea tragice, știi, să zici că se întâmplă ceva. Cunosc mai multe tipuri de fete. Și mai mari și mai mici decât mine. Nu mă mai. Dar mult mai mari? Mult mai mari nu. Am avut o relație cu o fată, avea 25 și eu 21. Nu, aveam 20 și a 24. În fine, erau vreo 2-3 ani între noi. 4. Nu, chiar 4. Știu că a venit la tata, e prima fată a fost iubită pe care a cunoscut-o tata, chiar a plăcut. Păi și pe tipa care a fost mai mult timp, n-au cunoscut ai tăi? Mama da, mamei chiar a fost dragă. Tata nu. Păi nu, că ei sunt despărțiți și de seama, nu era ca și cum stăteam toți împreună. Păi și da, totuși, pe tipa asta ai dus-o la taică tu. S-a nimerit atunci, într-un weekend, că voia să vină la munte și... Și taică tu ce ai scăvi aici? Dar m-a șocat. El nu se uită la chestii de genul, știi? Chiar nu, n-are treabă. La televizor nu prea se uită, se uită seara la, știi? Și am zis, băi, zic ceva. Zic, da. Adică l-am, oricum l-am avertizat așa, zic, nu reacționam într-un fel sau altul.
Sper că să mă încurajezi, zic, și eu sunt panicat și... Zic, ce ai pățit? Uite așa, uite așa, mi-a scris la emisiune, mama, a scris sora mea și așa. Și emisiune, tra-la, nu știa nimic, știi? Tot așa la mine. Și am explicat ce știam și eu, cum merg lucrurile pe aici. Și a rămas așa vreo minut, știi? Se gândea, vedeam că se gândește. Chiar m-a încurajat, a zis, băi Cosmin, ce să zic, tu te încearcă, ești tânăr, na, ai o vârstă, nu poți să nu-ți pară rău, poate să găsești pe cineva pe acolo, adică chestii de bine, știi? Nu știu acum dacă se uită, nu? Sigur se uită. Capricile iubirii. Ei, da, noi suntem mai scormonicioase, așa, mai vrem să... Da, am simțit asta, chiar am simțit. Păi și ce? E foarte bine. Până la urmă facem asta cu un scop, nu, Miruna? Vrem să aflăm cum s-a comportat în trecut, ca să știm... La nu ce e obligatoriu să se comporte la fel, dar în mare parte... E adevărat. Parte, în mare parte, de aia întrebăm. Bine, da. Ca să știm ce nu i-a plăcut partenerului la ce s-a întâmplat înainte, ce i-a plăcut, dar n-a funcționat și așa mai... Da, sunt multe. Nu? Exact. Nu știi mai bine. Deci ai avut o... n-ai fi la prima relație în care fata este cu câțiva ani mai mare decât tine. Am mai avut o relație, mm-hmm. dar cum am zis, era 3 ani mai mare. 4. Am calculat și eu ca și Miruna, ați răspuns și eu la fel. Chiar nu, adică ai zis nu, între 20 și 24 și între 21 și 25. Tot un... acolo. Dar nu contează, oricum. Înțeleg că îți plac fetele mature. Da. Da, chiar da. Și că ăsta este unul dintre motivele pentru care te uiți mai atent la Miruna. Cam cât de atent. Întreb și eu așa, nu știu. Păi da, chiar îmi plac, adică clar am și ce învățat de la el. Consider că trebuie să înveți ceva de la o femeie? Da, categoric. Păi și dacă tu nu ești, că ea vine cu experiența ei. Și da, tu n-ai cum să ai experiența ei, pentru că ai ani mai puțin și ai acumulat mai puțin experiență. Da, dar poate sunt momente în care eu poate nu știu ce să fac și îmi dau o sclipire, sau măcar mă ajută. Da, și tu ești dispus să oferi sclipirea asta partenerei tale? Da, categoric. Pe unele fete le-ai dus la mama, pe unele le-ai dus și la mama și la tata. Tata a cunoscut doar o fată din fostele mele relații și a fost plăcut. De ce ești mai rezervat așa vis-a-vis de tata? Păi nu, că nu e vorba că am fost rezervat, dar el era mult plecat în Italia. Chiar nu aveam ocazia să-i fac cunoștință. Făceați, nu știu, un video call sau ceva. Găseați voi o formulă, nu știu. Da. Doamna Adriana, ce facem cu acești doi copii? Eu mă gândeam la altceva. Ia, spuneți-mi. Nu știu ce fotografie a trimis, dar acolo sunt nașii lui de botez, da, și niște unchi din partea tatălui, da? Nu, ok. Deci nu e tatăl. Ba da, era în a doua poză. În a doua poză era și tatăl undeva. Ok. Ce voiam deci te trebuia să spun? Mă scuzați. Nu, v-am întrebat și a zis că aveți altă opinie sau altă problemă sau altă situație despre care vreți să vorbiți. Păi nu, că el nu a spus cu tata. Deci ei, adică și el și sora, au crescut cu mine, adică noi am fost. Taică-su a fost. Și ați fost mulțumit, ați fost mulțumită de alegerile pe care le-a făcut el? Întotdeauna. Tocmai am și spus, Cosmin nu m-a dezamăgit niciodată și nu numai în... Dar ce-ar fi trebuit să aibă fata aceea ca să vă dezamăgească? Păi nu sau știu, să nu aibă, în rând, era, mă respecta, adică mă simțeam bine în prezența ei și cred că și eu în prezența mea. Uh-huh. Era așa, nu știu, drăguță, atentă, timidă un pic. Mă simțeam bine în prezența ei, adică în momentul când venea cu ea acasă, mă simțeam liniștit, abia așteptam, le găteam ceva, mâncam împreună. Și Miruna se încadrează la... Da. Îmi place și felul ei de a fi, că e așa mai strong. Așa. Ca mine un pic. Și are nevoie un bărbat de... un bărbat cum e Cosmin? Are nevoie de cineva mai mână de fier așa? Da, da, de ce nu? Cred că da. Pentru că el este mai calm, așa. Depinde și de situație, nu este întotdeauna așa calm. Adică are... Sunt și... convinsă. Știți cum e... Bă, e cam povestea aia cu apele limpezi... Adânci.
Apele adânci, da. Da. Pe sunt adânci. Da. Tot, am mai spus, îmi place să-i văd împreună. Depinde tot de ei. Ei trebuie să cunoască mai bine. Da, acum vom vedea. Da, Nicoleta, simt că ai e ceva bine. Pregătit. Trebuie să spun ceva. Te rog, te rog. Eu pot să spun așa, Cosmin pare el exact cum ai zis tu, o apă limpede, așa, dar este extraordinar de puternic. Singurul lucru la care te sfătuiesc să ai maximă atenție este încăpățânarea. Să nu te așa, dai din cap pentru că știi tu ce știi. Așa, să nu fii extraordinar de încăpățânat. Vezi că Miruna funcționează foarte bine dacă este lăudată. Și apreciază așa dacă laudele sunt reale sau dar ar trebui să fie reale, atenție că știe. O fecioară întotdeauna o să te investigheze exact cum a și făcut. Tu iubești atent și grijuliu, așa o să iubești toată viața ta. Iar Miruna, în relația voastră, mare atenție la planul emoțional, pentru că s-ar putea câteodată unul să-și dorească ceva, celălalt să-și dorească exact opusul. Deci unul vrea lumina stinsă, celălalt o vrea aprinsă. Eu vă dau niște exemple puierile acum, da? Unul vrea la mare, celălalt la munte. Trebuie să existe unul care face un compromis. Câteodată poate să fie Miruna, câteodată poate să fie Cosmin. Personalitatea voastră este una care se poate înțelege, deci voi vă puteți înțelege foarte bine pe planul personalității, atracție sexuală, am văzut în hartă, și tipologia de partener foarte interesant pe care și-o dorește fiecare dintre voi, o regăsește în ascendentul celuilalt, ceea ce înseamnă un soi de compatibilitate acolo. Poate porni o relație din ce se vede și nu ajută mult critica în relație în viitor, să țineți minte asta. Neîncrederea, iarăși, trebuie dovedită iubirea mereu. Certuri mici, mărunte, atenție, nu și-au locul, deci mai mare înțelegere. Și poate să pornească de la o prietenie această relație, da? Să fiți prieteni buni. Bun, era Valentin disperat că lui de ce nu i-ai citit și lui de ce nu i-ai spus și îmi făcease mie, dar eu de ce nu? Nu înțelegeam ce vrea de la mine până una alta. Am pregătit și acolo. Când... Da. Păi, uite, știi cum facem? O să rămâi câteva minute după ce se termină calupul ăsta de emisiune, la pauză și vorbești cu Nicoleta. Sigur, perfect. E bine? Mulțumesc, e perfect. Bine. Iar noi revenim în câteva minute.